PNL-ul este un partid de ospătari. Toți arată ca niște ospătari, doar că îmi dau seama că spunând chestia asta, eu jignesc o meserie respectabilă. Pentru că oricât puțin, poate foarte puținor oameni dintre noi le-ar plăcea să fie ospătar. Adică e considerat ceva low level, știi? Dar dacă n-ar fi meseria asta, cum ar fi restaurantele fără cineva care să te servească? Fiecare meserie are rolul ei și nu trebuie criticați oamenii pentru asta. Dacă îmi zic partid de ospătar, mă refer la ăia, chelnerii aia, vai mama lor. Așa sunt ăia și acei oameni politici de pe vremea respectivă și din prezent sunt niște gherțoi, niște cocalari, vai de capul lor de țărănoi, care au prins un context, au niște cunoștințe și sunt acolo. Dar dacă îi scuturi un pic, sunt efectiv niște primate cu haine. N-au niciun fel de pricepere și e interesant să vezi toată chestia asta pentru că ei nu își permiteau, își permiteau aceste mașini, dar nu le înțelegeau. Asta este marea diferență. Și degeaba aveau banii să le cumpere pentru că n-aveau anvergura necesară să le înțeleagă și chestia asta se întâmplă și acum când atât foarte mulți prezentatori YouTube sunt nepregătiți, unii sunt și agramați, sunt vai de capul lor, dar nici lumea nu înțelege aceste mașini pe deplin prin tot ceea ce ele reprezintă. Și asta îmi propun eu să fac aici, să schimb niște lucruri. Așa că la mine nu o să vedeți niciodată ciocănele pe bord și de-astea cu un tablă. Adică nu așa se măsoară o mașină premium până la urmă. E vorba de multe alte aspecte culturale care sunt asociate acestei mașini. Până la urmă, gândiți-vă că într-un sedan S-Class din ăsta cu armură, cu protecție, Helmut Kohl a reconstruit Germania. Adică e mult mai mult decât are nu știu câte sute de cai sau are de-aia șeful, șefilor S-Class și restul. Contează mult mai mult contextul în care au existat mașinile astea și ce oameni interesanți au trecut prin ele. Și este ultimul Mercedes care este făcut din rațiuni inginerești. Ulterior acestuia cam toate au fost făcute din rațiuni de marketing pentru a da publicului ceea ce cu adevărat își dorea. Ați auzit vreodată pe viu o orgă de catedrală, catolică sau protestantă, nu contează, de preferabil protestantă, ca să auziți melodii precum cele compuse de Johann Sebastian Bach sau oarecum interpretări moderne, orchestrale, precum cele compuse de Wagner și putem aminti aici celebra Valkyria, sau niște interpretări și mai moderne făcute de compozitori precum Vangelis, acea melodie numită Conquest of Paradise, care este coloana sonoră a unui film, dacă mi-aduc bine aminte, și una din ele, iarăși foarte interesant potrivită cu acest context, melodia Ameno a formației Era, sau acelui grup care cânta în latină, din câte știu. Dacă auzi pe viu interpretate de orchestră, mai ales una care să și conțină o orgă de catedrală, asemenea melodii, pe viu, îți dai seama cât de mare și impunător este acel instrument și că aspectul acela puternic pe care el îl are este ceva nesemnificativ în raport cu sunetul pe care îl produce. Și chestia asta ne arată cumva că muzica aceea se simte la propriu, este foarte intensă, fără să aibă versuri neapărat și o percepe altfel decât ce asculti în mod normal la un sistem audio clasic sau o combină. Pentru că instrumentul ăla este într-o încăpere. Nu poate trăi fără ea, pentru că el structural este inclus în acea clădire. Și exact genul ăla de senzație se potrivește cu această mașină, care e mult mai mult decât o listă de specificații, niște cai putere, cuplu, liste de dotări și chestiuni de domeniul evidenței, cum că mașina este roșie și are roți rotunde. Percepția acestei mașini este una care se formează în timp și este una foarte compusă pe mai multe planuri și cred că e un experiment foarte interesant, dacă aveți genul ăsta de mașini somptoase, să le conduceți pe autostradă, respectând limitele legale de viteză, de preferat noaptea, având în boxele sistemului audio una din melodiile astea amintite, care au anume gravitate, o somitate în nume, așa, care cred că dau o potență suplimentară mașinii și se percepe cu totul altfel față de dacă ai conduce-o liniștit. Deși cu siguranță și condusă fără muzică, pentru că a avut niște motoare minunate, minim V8 pe această configurație, se și aud frumos. Nu sunt ele cele mai dinamice mașini, pentru că vin dintr-o eră în care luxul însemna confort, nu neapărat performanță. Și cu siguranță, raportat la deceniul din care provine,
a fost o mașină foarte performantă pentru vremea ei sau avea un nivel cel puțin median de performanță pentru a fi considerată o limuzină premium, așa cum a fost atunci și așa cum cu siguranță este și acum. Pentru că vine din acea perioadă în care toți producătorii au făcut mașinile într-un anume fel, având niște valori comune. Doar că, din păcate, pentru această mașină, unii producători le-au făcut mai bine per total, din punct de vedere al prețului, al dotărilor, al fiabilității, și pentru că mașina a fost lansată într-un context de criză economică generală, la nivel global, nu a avut succesul scontat. Și pentru că alți producători lansaseră deja pe piață destul de rapid niște motorizări V12, cum ar fi cele de BMW, apariția modelului Lexus LS400 din prima generație și a mărcilor Satellit, Acura și Infiniti ale producătorilor japonezi, au făcut ca acest model să nu poată să fie lansat când s-ar fi dorit, adică undeva prin 1988, și lansarea a fost amânată cu aproximativ 18 luni, cu tot cu dezvoltarea suplimentară, până în 1991. Și este ultimul Mercedes care este făcut din rațiuni inginerești. Ulterior acestuia, cam toate au fost făcute din rațiuni de marketing pentru a da publicului ceea ce cu adevărat își dorea. Cred că pe vremea acestei mașini, producătorul forma opinia publică și preferințele publicului. Acum este cumva invers. Publicul este cel care cere producătorilor niște lucruri și aceștia se conformează și le livrează. Cât mai multe ecrane, LED-uri în culori cât mai multe și tot felul de chestiuni care nu sunt atât de palpabile și mașinile premium actuale nu mai au aceeași savoare pe care o aveau astea. Cumva este ca strictețea a unui profesor. Tu nu prea trebuie să-l contești, pentru că el are o experiență foarte bună și cu siguranță ce-ți predă, dacă este un profesor foarte bun, e o materie care, sau pe care o vei învăța destul de bine. Doar că uneori trebuie să contești profesorul, pentru că altfel nu apare un progres. Și cu siguranță spiritul acela de debate, cum se numește în engleză, de a te confrunta și a face niște discuții argumentate, duce la un progres major. Și este ceea ce lipsește școlii românești. Pe noi nu ne-a învățat nimeni în școală să ridicăm mâna. Trebuia să stai cu capul ușor pe stânga, privirea în jos într-o parte, să nu comentezi, să vorbești monosilabic, bună ziua doamna profesoară, la revedere și atât. Și am ieșit niște vite din școală. În străinătate, ei sunt mult mai volubili, sunt la modul, de ce e așa? Mâna sus, vreau să-mi explicați. În școala românească, până n-o să existe această atitudine, care e foarte greu de format pentru că trebuie lucrat la ea, nu o să progresăm. Și cumva, mașina asta vine din era în care nu se ridica mânuța în clasă, ca să zic așa, doar că lucrurile erau bine făcute. Profesorii își făceau treaba, elevii erau și ei conștiincioși și învățau și cu siguranță, lăsând la o parte toate animozitățile de marketing și cifre de vânzări, putem considera că această mașină a fost un succes, pentru că este una dintre cele mai dorite mașini de colecție, este deja o clasică și reprezintă niște mașini cu care mulți se identifică, au trecut printr-o anumită perioadă a istoriei, cum ar fi căderea zidului Berlinului, au prins mai multe regimuri, să zic așa, și sunt genul acela de mașini care au o poveste de spus. Așa că pentru mine nu contează că s-au vândut în mai puține exemplare decât alte S-clasuri, cum a fost W126, modelul anterior, care a fost infinit mai de succes decât acesta, fiind totodată cel mai reușit S-clas din toate timpurile din punct de vedere al vânzărilor. Dar am mai zis în alte prezentări că, din punctul meu de vedere, succesul economic nu are nicio legătură cu succesul tehnologic, însă ca să existe succes tehnologic trebuie cumva să ai un succes economic, pentru că dacă nu ai bani ca firmă nu poți să dezvolți genul ăsta de mașinării. Și problema e că trebuie să tot plimbi banii și poți să faci chestia asta o perioadă. Iau de acolo, fac aici, văd eu mai departe. Dar nu merge la nesfârșit pentru că se ajunge la o schemă Ponzi. Așa că oricum o dai, trebuie să facă profit de undeva ca genul ăsta de minunății să poată să fie existat. Și această mașină este nu că rară, extrem de rară și mă refer fix la aceasta. În primul rând vreau să stabilesc acum din start să omor din fașă niște chestii care sigur deja au început să fie în zona de comentarii și anume numerele de Bulgaria. Mașina asta este matriculată pe Bulgaria
pe o societate comercială care are sediu și în România, are absolut toate actele necesare. Vinietă de România, vinietă de Bulgaria, are impozitul plătit, are RCA valabil pe un an, este o mașină într-o stare tehnică impecabilă, documentele mașinii sunt multiple, nu este aflat într-un stadiu tranzitoriu cum se făcea pe vremuri. Există talon de Bulgaria, carte, asigurare, există și traduceri pentru ele și este cât se poate de ok. Este exact ca și cum tu român te-ai muta 6 luni într-o țară din Europa. Exact așa este această mașină. Și se întâmplă chestia asta pentru că și eu aș fi făcut la fel. Trebuie să fii cumva, nu știu, nu pot să accept să dau statului român niște bani cu care nu face nimic. Pentru că asta este o mașină care încă nu a devenit clasică pentru că e fabricată în 1995 și pentru că are un motor de 4195 de centimetri cub, este tarifată absurd de mult. Bani cu care, undeva în jurul a 8000 de lei, poți să faci mama mentenanței acestei mașini pe un an de zile. Și părerea mea e că dacă ești în situația de a avea o mașină din asta, mai bine banii ăia îi donezi unei societăți care se ocupă, de exemplu, de mentenanța căminelor sociale, ONG-uri care fac ceva cu acei bani. Am un bun prieten care are mai multe asemenea mașini și s-a dus și le-a matriculat pe ONG-ul unui prieten și a zis, în loc să dai eu la stat banii ăștia, ia-i tu, că știu că faci ceva bun cu ei. Și omul chiar plătește banii respectivi, doar că a zis că măcar știe că în situația asta ajung la niște copii nevoiași, la niște oameni care efectiv n-au ce să mănânce în ziua de mâine. Și chestia asta mi se pare o abordare foarte bună. Nu zic că s-a întâmplat fix aici, dar vreau să stabilim o dată pentru totdeauna treaba cu polemica asta. Pentru că lumea a ajuns să zică că dacă ai stație pe mașină, numere de Bulgaria, peștele pe spate și crucea gregoriană, e o situație ciudată. Dacă le ai în același timp, da. Dar dacă sunt pe rând, nu chiar. Am așa o mică reticență față de cei care au simbolurile astea de cruce gregoriană și pește pe spate, pentru că am observat un anume comportament deviant în trafic al majorității celor care au aceste însemne. Dar însemnele nu sunt ceva rău, ele sunt simboluri pentru credință. Și nu-i nimic rău în a fi credincios, doar că, repet, e problema de cum se comportă acei oameni și nu de în ceea ce cred. Deci nu mă deranjează religia în vreun fel sau unde se duc ei, cum se roagă, ce facă și eu sunt credincios de fel și ocazional mai ajung și pe la biserică și îmi place să cred că sunt un om bun la suflet, că despre asta este credința. Doar că fie că ai simbol sau nu, pe portbagaj, stație sau nu, numere de Bulgaria sau nu, trebuie să ai o conduită frumoasă în societate. Despre asta este vorba. Nu aparențe. Un om religios nu e ăla care dă bună ziua pe scară și merge zilnic la biserică. Că degeaba face asta dacă e o lepră și își bate soția și un bețiv ordinar, dar de aparențe el este religios și educat în societate. Nu. Adevărata credință înseamnă să fii un om bun cu cei de aproape, să ajuți semenii și să lași ceva frumos în urma ta. Cum îmi place să cred că fiecare din voi faceți, ați făcut și o să faceți într-o mai mică sau mai mare măsură, că altfel umanitatea nu ar progresa. Revenind la mașina noastră, este una rară, pentru că în primul rând este un cup, adică are două uși și s-au făcut aproximativ 26.000 de exemplare în forma aceasta. Ele au existat pe 3 subcategorii pentru că mașina asta ca formă a avut foarte mici diferențe de aspect, că am putea spune că a avut un soi de facelift în 1996. Doar că a avut 3 denumiri în funcție de perioada în care a fost produsă. Și este mai rară pentru că e roșie. În general, mașinile astea nu au fost făcute în culori stridente, au fost destul de multe griuri. Și fix în configurația asta, roșie și cupe, și cu motor de 4,2 V8, cel mai mic din gama pe care îl oferea, sunt probabil câteva sute făcute în lume. Și de asta mă simt tare mândru să mă aflu lângă ea. Este o mașină vecină de garaj, să zic așa, cu acel Jaguar E-Type V12 de 5.3 pe care l-am filmat recent și cred că se uită una la alta și vorbesc ele ceva seara. Jaguarul i-o fi zis lui asta, hai să-i zic proprietarului să mi te dea la prezentat. Deși în realitate proprietarul acestei mașini este cel care i-a spus omului care are grijă de acel Jaguar să mă cheme să-l filmez. Deci a fost o din aia ce a vrut autorul să spună. Important e că a spus și că l-ați văzut și pe ăla așa cum o vedeți și pe asta. Aceste mașini sunt deci
C-uri 140. Sunt cupeurile generației W140. Acel S-Class numit Balenă, probabil cea mai de însemnătate lucrare a lui Bruno Sacco, dar nu neapărat cea mai frumoasă, pentru că omul a desenat foarte multe mașini, el fiind directorul de program Mercedes, și de fapt nu el a desenat această mașină, el a supervizat liniile de design, așa cum de multe ori voi la serviciile voastre faceți niște chestii, să zicem sunteți programator sau operator de proiect, șef pe o anumită structură mică. Voi vă ocupați de aia. Dar nu șeful vostru e cel care face munca voastră. El doar vă coordonează și vă dă niște direcții. Asta a făcut și Bruno Sacco. Și adevăratul designer al acestei mașini este un francez pe nume Olivier Boulay, care de fapt a făcut sub condeiul lui Bruno Sacco mașina asta pentru că îi respectă această linearitate. Bruno Sacco a avut două repere mari și late. Ca atunci când vezi o mașină de la firma lui, unde lucra, să știi că e Mercedes, chiar fără să-i vezi siglele. Și trebuia neapărat ca într-un an, să zicem, toate modelele care erau pe piața la respectivei mărci să semene între ele într-un anume stil, dar totuși să fie diferite. Și cel mai important, asta mi se pare cel mai tare ce a făcut el, că atunci când un model nou apărea, trebuia să nu-l facă pe cel de dinainte să pară demodat. Și de asta, chit că vorbim de S-ul ăsta, S-urile de după, o gamă întreagă de S-uri, autobuze chiar, toate au o anumită atemporalitate a acestui design. Și cred că nu e întâmplător, pentru că și Boulay ca francez și Bruno Sacco ca italian, națiile astea știu să deseneze mașini și au avut și ingineri buni, nu numai asta. Și mi se pare că faptul că e italian și ăla francez, dar au lucrat majoritatea carierelor profesionale pentru Mercedes, a făcut brandul ăsta să aibă niște desene impecabile ale acestor mașini. Și de multe ori, lumea le apreciază, dar nu-și dă seama de ce le apreciază. Pentru că mulți spun Balena, S și restul. Dar astea sunt niște replici de țărănoi coclit, care de fapt nu știe nimic despre mașina asta. El doar vede o siglă, dar habar n-are toate detaliile astea. Faptul că Bruno Sacco ura mașina asta pentru că ar fi vrut să fie cu vreo 4 inci mai joasă, cu atât, dar nu l-a lăsat tehnica pentru că trebuia să fie o limuzină de volum. Multe altfel de detalii și așa trebuie văzut o mașină, nu doar prin prima impresie siglă, ba, are siglă Mercedes, e perfectă. Nu prea a fost perfectă tehnic, mai ales exemplarele din primele variante, dar au o poveste de zis, asta este ceea ce contează. Și această mașină a fost produsă între 1992 și 98, în timp ce S-ul Balenă clasic între 91 și 98. El ar fi trebuit să se lanseze, să fie lansat în 1989 aproximativ, doar că Mercedes BMW-ul lansase E32 V12 și i-a cam luat prin surprindere pe ăștia și și-au dat seama, bă, stai un pic, că în America avem Acura, avem Infiniti și avem Lexus, care erau la jumătate de preț și ofereau cam aceeași experiență din punct de vedere al dotărilor și calității, în cazul Lexusului peste aceasta din multe puncte de vedere. Și atunci s-au întors la planșetă și au amânat puțin lansarea, au copt-o și de un motor V12, așa că au trebuit să reproiecteze tot compartimentul motor și AMG s-a ocupat ca firmă externă să facă încă vreo două V12-uri sau trei chiar, parte dintre care se produc și astăzi sub capotele mașinilor Pagani. Și acele motoare se numesc M297, în timp ce V12-urile de pe aceste modele, standard, non-AMG, sunt M120. Și totodată ele au conținut primul motor V12 pe care Mercedes l-a produs după foarte mult timp și o suită întreagă de motoare V8 pe două tipuri de cilindre, iar cealaltă gamă, respectiv sedanul, a avut mai multe motorizări și diesel de 3 și 3.5 și motoare 6 în linie de la 2.8 la 3.2. În rest, motorizările de top erau cele împărțite, așa cum s-a întâmplat și cu viitoarea clasă CL, care avea să se denumească de fapt așa, începând cu acest model. Ce vedeți voi aici este un S-Class Coupé, pentru că fiind din 1995, este, să zicem, al doilea segment de producție. Primul, între 92 și 93, s-a numit 420 SEC, care însemna Sonderklasse Einspritzung Coupé, adică clasă de lux, injecție pe benzină, coupé. După aceea, au zis să alinieze gama, pentru că între timp S-ul clasic avusese un mini facelift cu plăcile astea Sacco care au început să devină în culoarea caroseriei, nu în contrast cum era înainte și mici recalibrări, și le-au numit S-Class pentru prima dată, adică s-au numit S și număr care reprezenta categorie motor, nu înainte numărul și după aia S-ul. Adică s-au sucit aceste elemente, cum s-a întâmplat la toate modelele Mercedes. Și așa, pentru scurt timp, între 1993 și
6 aproximativ, au fost S-coupeuri și această denumire avea să revină abia la generația C257, adică actualul S-coupe modern, care a ajuns să se facă până prin 2022 aproximativ. Și din 1996 până în 1998 s-a numit clasa CL. C140, primul CL din trei care au existat, pentru că a patra generație de CL este de fapt S-ul coupe. Au fost toate foarte frumoase, și acesta și cel de după pe care l-am prezentat pe canal, tot cu motor V8 benzină dintr-o generație ulterioară, dar de asemenea și ulteriorul model bazat pe 221, care este de asemenea de o eleganță deosebită cu acea lunetă curbată pe spate, așa cum se întâmplă de fapt și la cea de-a doua generație. Și mașinile astea au avut deci doar benzinare mari, V8 și V12. Modelele de casă Mercedes au fost ori 500 sec, 600 sec, ori S500, S600, ori CL500 sau CL600. Depinde foarte mult de anul în care au fost produse, dar în esență relativ tehnic au fost cam același lucru, dacă stăm să ne gândim. Și treaba asta ne arată că s-au axat pe performanță și putere. Deci, piticul ăsta, dacă îi putem spune așa, de 4,2 litri, dezvoltă 279 de cai. Există după aia varianta de 5 litri care are 320-326 de cai și varianta 600 care este un V12, pentru că este V12-le târziu, nu cel care a fost inițial instalat pe S-ul standard din 1991, are 394 de cai, nu 408. Și sunt mașinile cu cele mai mari catalizatoare din perioada lor atunci când au fost lansate. Și doar sunt calibrate diferit. Deci, rotunjit, 400 de cai. Doar că firma AMG, cu sediul la Affalterbach, a făcut niște modele speciale numite 60 AMG, care foloseau motorul M119 de 5 litri, mărit la 6 litri, iar modelele 71, 72 și 73 AMG parcă s-au numit, ale aveau niște variații de 71 și 73 ale motorului M120, mărit și optimizat de către AMG, care se numea M297, ăla cu Pagani. 4 supape pe cilindru. Au fost primele Mercedes-uri care au avut benzinare cu 4 supape pe cilindru și la 6 în linie, și la 8 cilindri, și la 12. Și de asta motoarele erau foarte masive. Și pentru că V12 era un motor extrem de masiv, părerea mea e că nu se manevrează mai bine decât această mașină, pentru că e mult mai greu. Mare, voluminos și sunt niște probleme de împachetare a lui în zona caroserie, așa că presa în anii lansării a tind să-l prefere pe ăsta, fie că e 420 sau 500. Nu era vorba despre cai, ci pur și simplu despre stilul de șalupă pe care îl avea atunci când mergea, suspensiile fiind extrem de confortabile. Și este o mașină cu multe premiere și multe mici diferențe. Ăsta, de exemplu, dacă ar fi să-l corespondăm unui S-Class cu 4 uși, ar fi în perioada faceliftului acelui S-Class. Doar că dacă stăm să ne uităm la detalii, el trebuia să aibă niște ștergătoare la faruri, dar care au fost eliminate ca să nu zgârie sticlele. Pe urmă, plăcile Saco sunt în culoarea caroseriei, deși ar fi trebuit să fie în contră, cum era la S-ul celălalt, altă nuanță. Iar în zona spate există acele antenuțe care ies în momentul în care bagi marș arier, care sunt un fel de senzor de parcare primitiv, în sensul în care tu le vezi în oglinzi și apreciezi mai bine gabaritul mașinii. Deși S-ul normal ar avea în perioada relativ similară senzor parktronic, pe care mașina asta i-a avut montați ulterior aftermarket, pentru că practic sistemul ăla nu e unul foarte ușor de înțeles. Și sunt mici detalii din astea care țin de aceste desene, dar în rest mașina a rămas cam la fel. Și are foarte multe elemente din astea interesante. La un facelift a primit, de exemplu, faruri cu xenon pe faza scurtă, care aveau și sistem de autonivelare. Au avut ștergătoare cu senzor de ploaie, care implicit puteau să le facă să pornească automat. Și mașina asta are o chestie unicată în lume. Este montată zona de ștergătoare, practic este montată invers față de cea unei mașini normale. Adică dacă ai volan pe stânga, lamele ștergătoarelor pleacă de la stânga spre dreapta. Nu așa cum știm noi și ne-am obișnuit de la mașinile normale. Dacă ai volan pe dreapta, ștergătoarele pleacă din partea dreaptă spre partea stângă. Deci sunt brațele montate invers, așa că la o primă strigare ai putea să spui că e o mașină de Anglia cu volan pe dreapta, când de fapt volanul este pus acolo normal.
Și sunt niște sisteme derivate din cele clasice de 201 și 124, cu acel ștergător cu excentric, dar care nu este singular, nu șterge tot parbrizul, este doar pe jumătate și restul ștergătorului este un al doilea, de fapt, care are braț normal. Și chestia asta a fost făcută și de alți producători, dar din punct de vedere low cost. De exemplu, Peugeot 206 cu volan pe stânga pentru noi are ștergătoare normale. Peugeot 206 de Anglia cu volan pe dreapta are tot ștergătoare normale. Adică tu stai în zona ca și cum ai fi pasager când ești într-o mașină normală cu volan pe stânga. Pentru că n-au vrut să schimbe motorașele și au fost probleme de cost. Și la unele Volvo-uri sau Ford-uri, deși ai volan pe dreapta, clapeta de deschidere a capotei este în partea stângă. Sau dacă ai un Aston Martin, de asemenea, tu ai volan pe stânga, dar deschiderea capotei este pe partea dreaptă. Și chestia asta este foarte ciudată, dar este din motive de cost. E una din primele mașini care a folosit la Faceit, de exemplu, a primit un sistem SP, care era probabil mai rudimentar față de ce este acum, a avut ABS de la bun început, cel puțin opțional, a avut sistemul ăsta de parcare cu senzori, de asemenea avea posibilitatea instalării unui sistem de navigație din fabrică, avea sistem audio Bose cu 4 subwoofere numai în spate și când vine vorba de confort, folosea undeva la 46 de motorașe și electrice și cu sistem pneumatic pentru operarea tuturor funcțiilor de masaj în scaune, tot felul de elemente care se mișcă, se retrag. Are niște chestii foarte tare, adică, de exemplu, ca să nu-ți murdărești mâna când deschizi portbagajul spate, iese o clapă curată ca să ridici de ea și se retrage în momentul în care ai apăsat portbagajul și funcția de soft close își preia situația. Soft close-ul pe uși și pe portbagaj este complet pneumatic. Tetierele se coboară și se ridică cu un motoraș electric, fiind făcute la buton și tot ce este pneumatic folosește un vacuum generat de un motoraș electric. Suspensiile au avut control adaptiv pe amortizoare, dar mai mult decât atât, au avut un sistem de autonivelare pentru înălțimea spate și asta a fost făcută cu o pompă hidraulică pe motor, care a fost specifică a anumitor motorizări care le-au avut în standard, ulterior au fost niște chestii opționale și au fost sistemele de autonivelare, dar și cele de control adaptiv, care la un moment dat au fost comasate într-un singur sistem, adică odată era Adaptive Damping System și Adaptive Height Control, parcă se numea, deși aia oficial e denumirea pe care o are Toyota. Și, în general, nu vei vedea pe aceste sisteme clasicele sisteme Airmatic. Nu apăruseră încă, ele au apărut de fapt pe masă largă, să zic așa, deși fuseseră folosite și înainte pe niște modele, pe urmașul acestuia, pe 220. Așa că avem motoare interesante, avem destul de multă tehnică, au fost foarte multe chestiuni din astea de confort, de exemplu, închiderea centralizată la această mașină este cu infraroșu, deci tu nu te duci lângă ușă să închizi, că la asta nu merge exact acel cititor, ci ai o zonă în parbriz unde trebuie să lipești cheia sau, mă rog, să o apropii de zona respectivă. Toate mânerele au niște mici zone acolo unde trebuie să apropii telecomanda, deci practic e principiul trebuie să te văd și trebuie să mă vezi ca să funcționeze, nu este pe bază de telecomandă radio. Și chestia asta era la toate Mercedes-urile din Ania, dar ulterior a fost schimbată. Au fost probleme cu cablajele astea motor și toată electronica mașinii și, în general, toate elementele de plastic au fost făcute să fie reciclabile și de asta, efectiv, a trecut timpul peste ele și s-au dezintegrat. Probabil nu s-au gândit că o să țină lumea mașinile astea 30-40 de ani și se gândeau că la un moment dat o să le schimbe. N-a fost așa și de-aia sunt unele probleme cu ele. Și motoarele au anumite bube, pentru că primele două variante de M119 au un sistem destul de precar de injecție și cele mai bune sisteme de injecție sunt cele de după 1996 aproximativ, când a primit Bosch DME, cu bobine individuale pe la bujii, un sistem de aprindere mai bun, un debitmetru ca lumea și s-au cam rezolvat problemele. Tot în 1993 au primit bloc open deck pentru a reduce costurile, nu mai erau blocuri closed deck, implicit s-a schimbat și sistemul de răcire, au ușurat un pic grosimea și, să zic așa, tăria de funcționare a arcurilor, au fost schimbate niște diametre de piese pe distribuție, tot timpul au avut distribuție variabilă pe admisie, dar motoarele au fost făcute să fie mai bine optimizate. Și în ciuda aparentului cablu de accelerație care se duce până la modulul clapete, este o clapetă cu control electronic, pentru că brațul acela pe care tu îl acționezi când apeși pedala, de fapt este un comutator electric care comandă un motoraș pas cu pas ce deschide clapeta, pentru a putea implementa acele funcții de traction control pe care mașinile astea le-au avut.
Evident că se strică, la fel ca multe alte chestii, și cred că marea problemă a acestor motoare a fost stratul de silitec al cămășilor, adică aluminiu cu siliciu, care nu rezistă la temperaturi înalte și la ulei de proastă calitate schimbat rar, și distribuția, care avea obiceiul să se mai întindă. Dar vin din era aia în care lumea cred că își cam îngrija mașinile, dar chiar vorbeam cu proprietarul că ar fi preferat să aibă un motor mai târziu, pentru că au mulți gremlin pe electronică, conducte de vacuum, foarte multe calculatoare, multe elemente care efectiv au devenit casante și o mașină în care trebuie să bagi foarte mulți bani, să te pricepi la ea, să-ți dai seama ce înseamnă. Și probabil de asta cumva impozanța acestei mașini a fost folosită de Mercedes mai departe sub forma modelelor Maybach 57 și 62 și Maybach 57S, care aveau însă niște motoare biturbo care n-au fost niciodată sub aceste capote, mașini care au avut cod W240 și V240 pentru versiunea lungă, fiind desenate tot de Olivier Boulay, pentru că ele seamănă cu S221, dar tehnica este de S140. N-au luat nimic de la acel 220, au luat însă două sisteme de frânare numite SBC, Sensotronic Brake Control. Două rânduri de etriere pe fiecare disc, două pompe complet separate, pentru că era o mașină foarte grea. Asta este doar grea, adică are 2 tone 200, alea se apropie de 3 tone, niște diferențe destul de mari. Și când vine vorba de aspect și detalii, este pur și simplu perfectă. Și cam așa se aude și motorul M606 de pe o mașină cu 4 uși în formatul acesta, pe care am prezentat-o deja pe canal. Vă dați seama dacă la 4,2 litri ăsta e cel mai mic motor din gamă, pentru că oficial au fost până la 6 litri, dar cu ajutorul firmei de tuning extern la acea vreme AMG, au fost până la 7,3, acele motorizări dezvoltând în jurul la 510, 525 de cai, și au mai existat și modele SL73 AMG sau CLK GTR-ul, care avea unul din asemenea motoare, și sunt niște motoare cu adevărat interesante, pentru că la Mercedes, odată cu ele, s-a terminat era celor 4 supape pe cilindru la motorizările V12 și la cele V8, și au apărut noile V6 cu 3 supape. Ulterior, V6 cu V8 au primit 4 supape. Însă la V12, până în prezent, orice V12 de Mercedes, vei vedea faptul că are 3 supape pe cilindru, injecție multipunct și sunt supraalimentate, adică acele M279, nu M297 cât erau astea. Ăsta este un M119, parcă .984 sau 985 e codul. Ideea e că dezvoltă o putere de 279 de cai, are 205 kW, există însă și versiuni de 286 de cai, 210 kW, și cuplul este 400 de Nm. Este un V8 la 90 de grade, construit integral din aluminiu. În trecut, Mercedes a mai făcut motoare cu bloc de aluminiu, dar erau cu un singur arbore cu came și un sistem de obicei cu două supape pe cilindru. Faimoasele motoare M117, M118, la un moment dat aveau bloc de fontă, doar că s-a trecut pe bloc de aluminiu, cu problemele alea de silitec clasice, care, nu știu, nu au fost ce trebuie în opinia mea. Iar astea continuă acea tradiție, dar totuși au fost făcute destul de robust. Și fiind un V la 90 de grade, e perfect echilibrat, distribuția este cu două lanțuri, unul care coboară de la arbore la pompă pentru antrenarea pompei de ulei, și celălalt este un Bartai lanțul dublu, care trece peste ambele chiulase, unde sunt câte doi arbori cu came, și descrie practic două V-uri, pentru care o rolă în interior. Fiind un lanț dublu foarte lat, nu sunt probleme cu el dacă motorul e întreținut, dar n-au fost toate întreținute, și putem vedea aici faptul că au variator de fază, doar că nu e progresiv, ci este pe trepte, adică până într-un regim de turație funcționează la un anume pas, și după acel regim de turație modifică poziția arborilor cu came în raport cu lanțul, avansând sau devansând distribuția în funcție de situație. Pe urmă, dacă ne uităm la zona de admisie, avem un filtru de aer pe motor, și ăsta este un motor de generația a doua, care înseamnă odată că, fiind făcut după 1993, are bloc de tip open deck, care este mai bine răcit, dar nu la fel de rezistent, și sincer nu cred că trebuia să fie așa rezistent, pentru că n-a fost turbo. Însă variantele de 6 litri făcute de AMG au fost unele făcute cu bloc closed deck, și e interesant că există 60-ul AMG,
Dar există și 600-le, care este V12, și ambele au puteri similare, 385-394 de cai. Dar sunt două limuzine cu temperament diferit, așa cum se întâmplă și la AMG-uri versus modelele V12, sau la Audi cu W12 de 450 de cai versus un S8 care avea tot aproximativ 450 de cai dintr-un 5-2 V10. Pe urmă, primele generații au avut o injecție din aceea KAE jetronic clasică, probabil cea mai problematică dintre ele. Ăsta folosește tot un LH jetronic care are niște debitmetre destul de problematice, iar începând din 1997 parcă, motorul a primit Bosch DME cu bobine de inducție individuale, nu mai folosea aceste distribuitoare clasice care sunt montate în capetele arborilor cu came de evacuare și în felul acesta a rezolvat niște probleme. Sistem de injecție multipunct cu o rampă curbă, așa cum se poate vedea aici, iar în zona de curea de accesorii avem o dată pompă de apă. Există o pompă aici care de asemenea se ocupă de partea asta de ventilator care este cu vâsc cuplaj. Aceea este o pompă de aer secundar care preia aer din filtru, îl presurizează și îl bagă în galeriile de evacuare pentru că motorul era normă Euro 1 sau Euro 2 și în felul acesta încălzea catalizatorul mai rapid. Mai jos se află alternatorul și undeva în partea aceasta mai sunt niște role întinzătoare. Mai vedem și compresorul de aer condiționat și pompa de servodirecție cu vas extern. Anumite versiuni au avut și acea pompă hidraulică, doar că în general unele au fost cu pompă pe motor, anumite erau cu pompă electrică, chestiuni de genul ăsta. Termostatul se poate vedea aici, niște senzori de temperatură, conductă din aceasta clasică de vacuum, pentru că sunt tot felul de operatori din ăștia de, le zic eu, tobițe vacumatice, practic sunt niște membrane supa pe care controlează tot felul de piese registre și interesant este mecanismul clapetei, pentru că în spate aici tu vezi un cablu, adică când tragi, apeși pedala, se întâmplă niște chestii pe aici, se mișcă tot felul de lucruri, doar că în final ce ajunge la motor, clapeta aia, este cu control electronic. Galeriile de evacuare sunt clasice, cu catalizatoare foarte mari montate de desubt, dar mai ales la modelele V12 erau niște catalizatoare mari și nu are cămăși clasice, are stratul ăla de aluminiu siliciu, care în opinia mea nu e chiar ce trebuie pe termen lung și din păcate toată mățăraia asta de cabluri este problematică, pentru că sunt biodegradabile, adică ajung ceva de genul cum este izolația asta de aici și pur și simplu se descompun. Motorul are vacuum natural, deci frânele sunt servoasistate cu circuit dublu, modul ABS și are și o pompă suplimentară opțională a fost, pentru că a primit acel sistem cu asistare ESP similar. Și în linii mari, ce mai poate să se strice la motor sunt senzorii aceștia de poziție arbor cu came sau arbore cotit, clapeta de accelerație, problema întinderii lanțului de distribuție, chestiuni de genul acesta și până la urmă contează uleiul să fie schimbat la timp, până la urmă asta este cel mai important. E de o eleganță deosebită modelul ăsta, tocmai prin discreție și dacă stăm să ne uităm, are față similară cu ce vezi la un SL Coupe R129, de asemenea la, mă rog, la Roadster, W124 Coupe, de asemenea, au niște chestiuni similare pe grile, pe desenul farurilor. Mercedesul SLK, la fel, are cam aceeași grilă pe partea din față cu tot cu zona farurilor. Și, în general, așa ca inovații tehnice, în primul rând, ce a fost important la aceste mașini, pe lângă optimizările astea de motoare, care au presupus modificări discrete de interne, modificările de bloc, mai ales transmisia a contat. Modelele acestea au fost doar cu cutie automată, cele însă cu 4 uși, sedanurile limuzină, au fost și cu cutie manuală în 5 rapoarte la cele de 6 cilindri. Ele de bază au avut cutia 4 jetronic, care este una cu control complet hidraulic, deci nu are niciun fel de electronică și o cutie care nu poate fi adaptată la motorizare și cumva consumau foarte mult pentru performanțele lor, așa că undeva prin, cred că aproximativ 1995, au primit transmisia automată 5 jetronic, care la un moment dat a primit și ea control electronic. În primul rând că avea 5 trepte, nu cu overdrive, deci era efectiv cu 5 trepte interne, era mai eficientă, doar că în momentul în care a căpătat control electronic, de exemplu, dacă puneai semnal stânga,
știa să țină treapta mai mult pentru că se gândea că o să depășești. Chestia asta contra foarte mult. Și pe urmă, al treilea element major a fost adăugarea ESP-ului, undeva la faceliftul acela care a apărut prin 1996. Navigație cu ecran CD-ROM, și ăsta are o unitate CD-ROM în partea din spate, și astea sunt niște chestii din astea de mini detaliu, să zic așa. Și din punct de vedere siguranță, modelele astea V8 și V12 au avut un sistem de frânare care distribuia mai multă putere pe puntea spate, deși chestia asta e destul de ciudat până la urmă. Pe urmă, apariția ESP-ului, așa cum am zis, apariția farurilor cu xenon, care au fost făcute la facelift, odată din 1995, mai multe airbag-uri și senzori de ocupare în scaune, care simțeau de fapt presiunea pe care oamenii o exercitau asupra scaunelor, airbag-uri laterale, ștergătoare automate și, în general, avea foarte multe chestii de confort, cum ar fi geamuri duble, o să le arăt acum în prezentare, oglinzi electrice atât pe reglaj cât și pe partea de pliere, direcție cu bilă recirculantă, casetă din aia clasică ca la tractor, dar cu sistem de asistare variabil, acele antenuțe pentru parcare sau senzorii parktronic, scaune cu masaj, cu sistem pneumatic de reglaj, oglindă heliomată și la șofer și în zona de interior, oglinzile încălzite, scaune ortopedice opționale, la modelele cu 4 uși erau și climatizări pe două zone, chestii de genul acesta. Inclusiv la aceasta, sistemul de climatizare poate fi folosit după ce mașina a fost oprită timp de 20 de minute, dar doar pe funcția de încălzire. Și modelele clasice mai aveau și perdeluțe, dar la această mașină nu este necesar. A avut oricum trapa asta interesantă. Funcțiile de soft close la portbagaj, la uși, toate cele, și mai aveau și un sistem din ăsta de linguatronic, care practic avea o formă, îți asigura o formă limitată de a comunica cu mașina, să zic așa. Una din primele mașini cu cambus, cu suspensii din astea hidropneumatice controlate cumva electronic, care erau cumva bazate pe cele de Citroen. Și chestia asta, da, a plasat-o practic în segmentul premium până la urmă, însă au fost probleme pe partea asta de materiale reciclabile, pe urmă chestiuni din astea care țineau de neadaptarea la condițiile pieței. Pentru că, în esență, problema mașinii, cred că a fost faptul că au mers prea pe siguranță. Adică au zis, bă, noi suntem cei mai tari și nu o să facă nimeni altceva. Și din păcate au cam făcut. Și de asta au avut atâtea mici facelift-uri și tot felul de adaosuri, că dacă era după ei, nu cred că optimizau. Și asta înseamnă progresul, pentru că au văzut că alții au făcut și au trebuit să facă și ei, pentru că altfel ieșeau din peisaj. Și oricum, directorul acestui proiect a fost dat afară, pentru că costurile acestei mașini au escaladat foarte mult. A costat peste 3 miliarde de mărci germane dezvoltarea acestui model și nici nu s-a vândut foarte bine. Și mulți le asociau cu tot felul de oameni cu bani făcuți destul de ușor, nu neapărat cu interlop, dar cu oameni bogați, aroganți. Și oarecum lumea care vroia discreție nu își lua o mașină din asta pentru că nu vrea să fie categorisit într-un anume fel. Pe vremuri nu erau problemele astea, că erau altfel, nu știu, a fost o mașină care a fost lansată poate într-un context nepotrivit. Și existența acelor competitori a făcut cumva toată situația și mai complicată, pentru că Lexus a venit cu fiabilitate, a venit cu același nivel de performanță și dotări, poate chiar și mai bine decât asta, la un preț cu vreo 40% mai mic. Modelele de la japonezi, în general, aveau prețul la jumătate, cum ar fi cele Infiniti, dar cumva fiecare avea locul ei, nu poți să zici că vreunul din ele n-a fost mișto sau că a fost un rateu. Îmi place, față de sedanul normal, faptul că au aceste stopuri puțin mai micuțe decât chenarul de tablă și au foarte multe detalii interesante, cum ar fi, de exemplu, antenuțele astea pentru parcare. Și faptul că, uite, dacă deschizi portbagajul, chestie care se face cu un buton fizic foarte mare, de aici iese o mică clapetă care evident că este curată și va rămâne curată, pentru că chiar dacă afară e mizerie, ea reintră la loc în momentul în care ai trântit portbagajul. Ideea e că mașina are un cheder nou și de aceea încă nu este complet așezat și se închide prin trântire, nu merge funcția de soft close. Ea este acolo, dar trebuie să aștepți ca sistemul să agațe ușa. Niște spații ample de depozitare. Aici, de exemplu, este unitatea de CD-uri.
ca să poți să asculți muzică la infotainmentul respectiv din interior. Mochete peste tot, capitonat inclusiv sus, inclusiv pe portbagaj aici, inclusiv pe partea laterală. Și trebuie să observați că este o mochetă cu cusătura apretată pe ceva tare, dar oricum, detalii, detalii. Și ce e foarte mișto, dacă te uiți, tot timpul mi-a plăcut la aceste modele treaba asta, chiederele cu capac metalic, care evident că suferă la spălătorie de la tot felul de elemente, pentru că acea sodă caustică pe care ăștia o pun nu e ce trebuie în șampoanele alea, așa că aveți grijă pe unde spălați mașinile. Sistem de audio Bose, iarăși foarte interesant, în momentul în care deschizi ușa și te pui la volan și pornești motorul, centurile răsar foarte mult din spate până pe aici, cu ajutorul unor montanțe electrici. Și ce mi se mai pare interesant este că fără cheie în contact se pot deschide geamurile. Și uite și tu ce detalii din astea de rafinament, doar că dacă stăm să ne uităm în anii ăia, cumva ornamentele nu erau tot timpul la dungă, dar era important să fie din material masiv și să se simtă bine la mână. Adică detaliile astea de mâner, furnirul acesta, care chiar e furnir real, pentru că nu erau normele care să împiedice chestia asta în caz de accident, fațete de piele stil cozonac, cum îmi place mie să le zic, capitonaj de pâslă în partea asta și patentul Mercedes pentru folosirea reglajelor, memorii, dar aici putem vedea niște elemente interesante. Faptul că poți regla șezutul în extensie totală a pernei, adică observați că toată chestia asta se retrage și se extinde cu totul, nu doar vârful. Și de asemenea, tetiera are reglaj electric, spătarul acesta, și aici e și funcție de confort cu pernuțe din alea pneumatice. Iar în partea de aici, dacă dai scaunul pe față, un motoraș electric îl basculează ca să poți să ai acces ușor cât de cât în spate, unde ai de asemenea control pentru sistemul acesta de reglare. Ai de exemplu tetierele care pot fi coborâte și ridicate prin motoraș și din față și din spate, și o cotieră cu un suport din acesta amplu de depozitare. Iar locul în spate este fix canapea. Este o mașină în care stai foarte bine, doar că are genul ăla de piele care alunecă foarte tare. Mânerele sunt cu un setup din ăsta mare. Aici putem vedea niște senzori care funcționează, cred că, pentru climatizare, pentru că senzorii de închidere ar trebui să fie pe zona mânerelor și există un senzor în partea din față acolo. Aici, de exemplu, se poate vedea un spațiu adânc de depozitare capitonat și aici este reglajul geamurilor. Și observați ce elegant coboară acest geam, cât de complex este mecanismul acesta. Mai ales pe partea asta, cred că se poate vedea bine. A făcut el ca Ciubaca așa, dar nu contează, important e că funcționează și au și o funcție în care coboară un pic ca să ajute geamul să funcționeze. Și în partea aceasta este mecanismul tetierelor, doar că, din câte știu, merge numai una din ele. Se aude cum bâzeie acolo pentru că trebuie să-și facă setarea aceea de motoraș și de fapt asta este tetierea de pe partea cealaltă, de-aia nu merge. Asta, în schimb, uitați-vă că merge. Și o pot și urca și coborâ, însă diferența e că nu funcționează pe vacuum, ci pe motoraș electric. Cam asta e zona de spate, cu ventilație proprie, dar nu este o a treia zonă de climatizare sau a patra, cum era cazul sedanului convențional. Și lucrătura este foarte bună. Dar au venit unii din urmă, asta este situația, pentru că E32-ul, E38-ul a avut lucrături la fel de bune și Lexus-ul LS400 le-a cam dat-o tuturor și aia e o mașină care a fost făcută pentru că la rândul lor japonezii vreau să rezolve chestia asta de competiție și au avut și ei foarte mult de lucru și problemele, mă rog, au fost pe la toate mărcile. În zona de față aici avem un bord clasic vechi care are o funcție de climatizare cu role, nu este cu un reglaj din acela clasic și putem vedea câteva elemente interesante. Aici este un torpedou superior, care se află și la SL, de exemplu, și un torpedou inferior, care de asemenea are în partea asta un suport de pahare cu o extensie ca să poți să prinzi aici, foarte drăguță chestia asta, și un suport de monede în partea asta laterală. Și dacă te uiți în perspectivă, ăsta chiar este lemn, care este aplicat peste o placă de metal, adică sunt niște ornamente reale, o chestie care nu prea se mai întâmplă astăzi la mărcile normale. Mochetă peste tot. În partea asta, dacă te uiți, climatizarea
poate fi folosită, de exemplu, în momentul în care îi dai pe rest, îți arată situația asta, da? Aer rece n-o să facă, că nu are cum. Și reglajul de temperatură este făcut prin această rotiță, se poate vedea chestiunea asta pe ecran, iar unghiurile de reglaj se dau de aici. În partea asta ai inclusiv posibilitatea să treci pe grade Fahrenheit, foarte interesantă chestia asta, și ai posibilitatea să cuplezi sau să decuplezi compresorul, recirculare, două zone complet separate. Aici este de asemenea, dacă nu mă înșel, este o funcție suplimentară de filtrare. Aici, pe lângă ce face aerul condiționat, ai posibilitatea să introduci de afară aer natural, ca să ocolească, să fie aer curat, practic, și astea sunt reglajele de aeratoare, butonul de avarie în partea asta de aici și casetofonul, care este, mă rog, CD player, da, îi spun așa normal, ar trebui să fie un Becker, mai exista telefon AKG pe aceste mașini, foarte interesantă partea asta de funcționare și toate butoanele sunt perfect funcționale. Ăsta are și Limited Slip ASR din ăla, adică este un control electronic pentru partea asta de tracțiune, care e făcut cu ajutorul acelei clapete de accelerație cu control electric, încălzirea în scaune pe două trepte, transmisie cu mod standard și efficiency, să zic așa, care este practic de oarecum un mod de iarnă, pentru că n-are un mod sport clasic. Geamurile electrice se deschid aici, ăsta este butonul pentru centuri, care mișcă acești roboței clasici și la un moment dat ei se vor retrage. Iar transmisia are 4 trepte, fapt arătat de acest element de aici. Reglajul de blocat geamuri aici, reglajul de oglinzi. Această cotieră centrală are o funcție aici unde are un mic spațiu de depozitare și poate fi cu totul ridicată, pentru că aici se mai află încă un spațiu de depozitare cu rolă din aceasta clasică și chestia asta ne arată că e foarte drăguț făcută, pentru că sunt toate butoanele astea funcționale, totul e tactil, se simte foarte bine. Controlul pentru trapă cu oblon manual, aici sunt controlele de lumini și oglinda este cu închidere heliomată și de asemenea asta este modulul pentru telecomanda cu infraroșu. Și au fost anumite versiuni, dacă mi-aduc bine aminte, pe C215, adică CL2 și cu W220, oglinda aceea își și ajusta poziția. Și uitați-vă, geam termopan la propriu, care însă este puțin diferit față de cel de pe W140 și asta pentru că sunt uși fără ramă. Și uitați-vă cât de groase sunt geamurile astea și aici le-au o izolație pe exterior, doar că în zona aceasta, între geamuri, este aer. Adică nu este un strat de plastic, plasticul este doar în rama asta de aici. La fel, material de metal aici, adică vorbim de chestii care sunt, ce e mână nu-i minciună, soft close la fel, oglinzi identice, deși nu toate modelele alea au avut așa ceva și uitați ștergătoarele astea ciudate. Volanul e acolo, dar balamalele sunt aici, braț normal, care are foarte multe prindere, adică dacă stăm să ne gândim, ștergătorul acesta este făcut din niște ștergătoare mici, pentru că avem odată un braț care are un punct de prindere aici și un punct de prindere pe centrul unui mini braț care la rândul lui are niște segmente suplimentare. Adică tot brațul are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puncte de apăsare și în felul ăsta se mulează foarte bine pe parbriz. Astea însă sunt ștergătoarele care nu au avut control electronic și ăsta este ștergătorul acela cu sistem excentric. Duze de parbriz încălzite și aici este elementul acela de infraroșu pentru deschidere. De asemenea, la șofer, memorii, același stil de reglaje, putem vedea două boxe, frâna de parcare care este cu pedală și în partea aceasta deschiderea capotei este pe lateral, ulterior a fost mutată la Mercedes-uri în partea de sus. Volanul are consolă cu reglaj electric, modulul de lumini în partea asta de aici și dacă stăm să ne uităm la cum e volanul, ăsta este un volan de lemn, care însă este învelit în piele și proprietarul are mai multe volane pentru el. Are și un sistem din acesta de pilot automat, iar cheia, nu știu dacă așa este ea sau intenționat a fost făcută, în momentul în care apeși butonul, se închide, nu se deschide și mi-e foarte greu să o extind cu o mână, adică arcul acționează în jos, așa. În momentul în care pui cheia în contact,
se extind centurile, o să opresc climatizarea ca să nu facă gălăgie și să auzim ceva frumos. Doar că sunetul pe care îl are motorul este dominat în primă fază de acel ventilator cu vâscocuplaș care are un vuiet specific, până își intră motorul în zona de funcționare, să zic așa ceva, și merge excelent, se simte așa ca un mini-vapor. Ai toate indicatoarele astea de informare, de uzură plăcuțe frână, nivel lichid, anti-slip regulation ăsta care se poate opri și ți apare acest triunghiuleț în partea asta de aici, un mini computer, să zic așa, care ți arată diversi factori acolo, informări, martor pentru zona de fază lungă, uitați și balierea ștergătorilor cum se face, pentru că ele merg invers. Problema însă este că ție îți rămâne o zonă neștearsă, oricât se extinde acest ștergător, deși sincer la ce văd eu acum, ăsta nu pare să funcționeze. Ștergătorul acesta nu se extinde și de-aia rămâne zona neștearsă, pentru că mecanismul ar fi trebuit să vină pe aici, pe undeva. Dar tot rămâne oarecum neșters, avantajul însă că e mai rapid decât un ștergător clasic normal, iar servodirecția mașinii merge foarte legat și se simte așa ca un vapor cu totul. Acționarea ștergătoarelor de la această manetă, semnalizare de aici și în rest este complet analog. Nu are infotainment, nu e genul ăla de mașină la care să trebuiască să arăți chestiuni de genul acesta și treaba asta mă bucură destul de mult că în sfârșit avem și mașini destul de simple. Și pur și simplu mașina toarce, adică are un relanti la 600 de rotații pe minut, ceva de genul, nu simți nicio vibrație. Deci motorul zici că este oprit. Când pui mâna pe volan, nu simți nimic. Doar că direcția are o senzație oarecum vagă, în sensul că e foarte moale. Despre asta e totul despre confort. Și la fel, șarpele ăsta de la schimbătorul de viteze, care are și un mod de frânare, să zic așa, e foarte ușor să te joci cu cutia asta, doar că având 4 trepte, mai bine o lași să schimbe singură. Și aici mai avem de asemenea un suport tip scrumieră care poate fi de asemenea detașat. Și mașina merge foarte bine, adică la modul că îți cere tot felul de chestiuni din astea de detaliu. Radioul funcționează ca lumea, se auzea muzica ABBA mai devreme. Așa că hai să facem o tură cu mașina să vedem cum se simte. Ia să vedem dacă, evident, aproape am scăpat. Că se mișcă centurile și în momentul în care le cuplez, mi era ca ating camerele, au mișcat un pic camera asta laterală. Și undeva acum. Da, în momentul în care pui contactul și pornești motorul, auzi torsul ăla specific al mașinii. E foarte plăcut, interesant. S-ar putea să mai miște un pic camera asta. Am mai pățit așa la cupeuri în general. Faza e că normal n-ar trebui să se extindă centura aia. Mă gândesc că așa ar fi trebuit să proiecteze sistemul, pentru că n-are ocupant. Așa că senzorii s-au apărut după 1995. Și dacă tot avem climatizare, avem poziția asta de auto. E foarte discretă ventilația, practic nu are niște pași, sunt infinit reglabilă. Când ai cu spatele, răsar acele antenuțe și în momentul în care pui din nou în drive, ele coboară. La facelift au primit acel parktronic cu senzori, însă din motive de rațiune clară, mașina asta are senzori montați. Dar este un vapor, merge atât de frumos. Însă transmisia o penalizează, adică sub nicio formă asta nu este o mașină sport, pentru că pur și simplu este greoaie, are 2,2 tone, sincer caii putere n-au fost niciodată la Mercedes, cine știe ce cavalul are, cel puțin în anii ăia. Dar e vorba de eleganță și de felul în care merge, chiar dacă n-are suspensia hidropneumatică, ea este efectiv un covor plutitor. Sunt mașini mai confortabile decât aceasta, dar ea a fost gândită eminamente să fie o mașină din asta confortabilă și te vei gândi la ea doar din punctul ăsta de vedere. De exemplu, ca ergonomie nu e cea mai reușită la partea asta de reglaj a scaunelor, pentru că butoanele alea de funcții suplimentare practic sunt inaccesibile în poziția asta. Trebuie să găsești cumva o posibilitate să le reglezi cu ușa deschisă, pentru că montantul ăsta ajunge în zona piciorului.
Și prin faptul că sunt patru trepte și sunt lungi, mașina face coasting tot timpul, deci nu are ambreiaj de blocare a convertizorului. Abia 5 getronic a primit chestia asta. Pentru treptele 3, 4 și 5, în 1 și 2 patinează, adică eu accelerez, ține de treaptă și când ridic piciorul din gaz, motorul coboară la relanti, pentru că funcționează exclusiv prin patinare de convertizor. Dacă, de exemplu, dau treapta 2, ea cuplează cu tot una a doua și în momentul în care încetinesc mult și dau B, practic coboară în treapta 1. B-ul înseamnă brake și înseamnă blocarea cutiei de viteze în treapta 1. Dar ce e frumos este că te poți juca cu acest element, adică apeși așa pedala. Motorul are 1500 de torații acum, de rotații pe minut. A schimbat a doua. E dat a treia. Deci aceste valori, 3 și 2, reprezintă capătul de interval nu fix treaptă. Adică în 3, de exemplu, dacă oprești, ea oprește și pleacă de pe loc cu viteza 1. Schimba a doua și a treia. Dacă ești la viteză mai mare de deplasare, respectiv acum și ai dat drive, ea s-a dus în treapta a patra. Dar le patinează pe toate și de asta și consumul de combustibil este mai mare, pentru că nu e o mașină care să fi fost gândită pentru eficiență. Cine dădea aproximativ 77.000 de dolari pe asemenea mașină în anii ăia, ca preț de început, adică majoritatea cred că au costat simțitor mai mult și de asta e rară mașina asta, pentru că e foarte bine echipată, are climă, are CD changer-ul, are trapă, este într-o configurație de motor mai exotic, chiar dacă e minimul acestei clase, are toate scaunele astea cu reglaj, adică a avut niște chestii în standard până la urmă, dar nici nu contează motorizarea alea, un V12 tot așa s-ar auzi. Am pe țeavă un S600, doar că trebuie un pic recondiționat, este al unui proprietar care mi-e bun amic. I-a mai prezentat o serie de mașini, acel FJ Cruiser, Toyota Land Cruiser și un SL 722 Edition, care de fapt a fost o ediție pe care fiecare generație de SL a avut-o. Și e atât de liniște mașină încât efectiv auzi ventilația, se simte foarte, foarte plăcut. Practic, kickdown face doar dacă apeși cam acum intră. Bă, sincer, nu mi se pare o mașină lentă pentru mărimea ei, doar că este o mașină foarte grea și de asta trebuie să ai grijă la partea asta de gabarit, la felul în care frânezi, chestii din astea de detaliu, dar oricum ar fi și pentru că e roșie, e o mașină care întoarce privirile, asta cred că e cel mai interesant și întotdeauna adevăratele Mercedes-uri sunt discrete. Foarte, până și Lorinser și Brabus au mici chestii, au pus accent pe jante, dar au fost discrete. Adică, de exemplu, G-Wagon-ul, când a fost făcut puternic și așa, tot un aspect discret avea, o chestie care mi se pare foarte tare, adică e... Lupul în blană de oaie este slipperul clasic, pentru că nemții ca cultură nu sunt stridenți de fel și de-aia adevăratele lor mașini premium inteligente sunt low profile. Despre asta este vorba acolo. Mie așa mi se pare că este situația și de asta tot ce însemna AMG la început aveau niște mici accente detaliate de care dădeau zvon asupra performanței, nu despre altceva era vorba, știi? Și practic de-aia nici n-au moduri sport și tot felul de combinații din astea. Practic modurile astea de la cutie îți schimbă pentru iarnă, să plece cu a doua de pe loc. La 5 G-tronic avea și două viteze cu spatele, chestii de genul acesta. Și îmi place de asemenea comutatorul ăsta clasic de lumini, fundalul gălbuio verzui așa. Doar că nu e un motor care să se audă în stilul ăla american. Nu-l percep ca fiind un V8, este foarte liniștit din cauza evacuării și de asta la V12, un foarte popular mod din ăsta, era să pună evacuare de Formula 1 la propriu, deci de stilul ăla de șerpi făcuți sculptați, ca să se audă cât mai țipător și V12 ăla se auzea mare fel. Dar așa cum e acum, nu știi ce motor este, adică sub capotă predomină zgomotul acelui ventilator,
care este unul clasic, convențional, pe vâsco cu plaș. Asta mai mult el se aude, nu altceva. Adică mi se pare o chestie care e ușor, parcă merita un sunet mai pronunțat. Însă AMG-urile au avut acel sunet și chestia asta ne arată că era gândit pentru asta, adică bolborosul ăla specific, care însă a început să fie simțit mult mai mult pe modelele ulterioare, cum a fost de exemplu 210, adică V8-ul făcut cu 3 supape pe cilindru, acel M113, are un sunet mult mai pronunțat și sincer nivelul de performanță pe care mașinile astea îl au este similar cu cele pe care le aveau V6-urile ulterior, așa mi se pare mie cel puțin, pentru că pur și simplu au scăzut masele, au crescut performanțele motoarelor și e totul mult mai bine calculat. Și un AMG sau un V8 clasic, un E500 de exemplu, E420, mi s-a părut mult mai reușit, deși E-Class-ul a primit și el motorizarea asta W210, dar după aia a trecut pe M113, care puteau fi alea de 5.4, care au primit și compresor. Și alea se aud cum trebuie și înăuntru și în afară. Și am așa în plan să filmez un model din acela, un E55 AMG fără compresor. Alea aspirate natural. Și au mai fost niște vehicule interesante la Mercedes, nu mult știu de ele. Al doilea cele a avut o versiune numită 63 AMG, care nu a fost de 6.3, dar nu a fost V8. A fost un V12 cod M137. Este un motor cu 3 supape pe cilindru de foarte scurtă durată, care a fost produs în paralel cu, sau mă rog, oarecum similar cu motorul M113 V8. Are și un stil din ăsta de dezactivare de cilindri prin culbutorii hidraulici, care există și la această mașină, dar nu sub formă de dezactivare, că tot cu sistem hidraulic este. Dar e... mașina este în curs de restaurare. Este deținută de o persoană care o cunoaște, știe mașina din anii 2000. Mașina asta a fost deținută de unul dintre cei mai buni mecanici Mercedes din România, care din păcate a decedat și cumva oamenii care au fost în jurul lui au făcut haz de necaz cu situația asta, pentru că avea foarte multe programări și lumea suna că, domne, am de făcut o distribuție, o revizie. Din păcate nu se poate. Momentan nu se mai poate. Păi de ce? Că nu știu cum. Și mă rog, aflau întârziu ce s-a întâmplat, dar chestia asta mi s-a părut interesantă, știi, să faci haz de necaz în situația asta. Că până la urmă necazul omului nu mai e, sunt ale rudelor, că na, știți cum se întâmplă. Dar ideea e că mașina a fost întreținută, a avut distribuția schimbată, doar că de pe ea s-au luat anumite elemente, de exemplu acele ștergătoare, au mai fost mici chestiuni, interiorul ăsta este de la altă mașină și a fost pus aici, pentru că e vorba de păstrare, dar per total mașina este într-o stare foarte bună și pur și simplu, la fel cum se întâmplă la mulți pasionați, este lipsă de timp. Și e foarte important de menționat chestia asta, pentru că mulți au impresia că e ușor așa să restaurezi o mașină de asta. Vopseaua este originală și interiorul mașinii de asemenea, pielea a fost refăcută pentru că mașina a stat în soare foarte mulți ani și mașina se află în România din 1996. Am văzut poze cu ea când avea numere de Germania, poze din alea făcute pe film, adică astea sunt niște chestii, știi, care contează. Dar ce îmi place la ele este schimbătorul acesta. Adică faptul că poți să pleci decolând așa. Și de asemenea, dacă mergi normal, ești în drive și nu știu, vrei să faci o depășire, mai vrei încă o dată? Nu e o mașină lentă, chiar nu mi se pare lentă, adică în momentul în care apeși pedala chiar simți un șut în scaun, doar că vă dați seama, sunt niște cai gândiți pentru liniaritate și nu mi se pare că îți trebuie mai mult, pentru că V12-le ăla, deși e mai puternic, e și mașina mai grea. Și se simte bine însă la pe autostradă, când accelerezi puternic are un suflu mai bun în turații înalte, dar cred că cine are genul ăsta de mașini mai curând se plimbă cu ele cruising. Adică
autostradă, liniștit, mers constant, poate să meargă tare, dar e cheia să mergi constant. Despre asta este vorba, părerea mea cel puțin. Că e o mașină foarte odihnitoare prin felul în care se stă în ea. Singura chestie e că nu e sportivă, adică dacă te dai la ea pe viraje e grea, doar alea cu hidropneumatic au stabilizare mai bună. Problema e că scaunele astea sunt destul de plate, sunt niște fotolii ca cele de acasă și asta înseamnă că te vei mișca în ele foarte mult. Deci n-ai un confort, să zic așa, sportiv. Ce se întâmplă în față? Da, înțeleg, uite, iarăși o nepricepere. Omul ăsta are o bandă liberă. Deci el s-a încadrat acolo când putea să se încadreze în față. Deci nu înțeleg cum funcționează. Dar de apreciat că solența lui care face toată așa că e puntea strâmbă arată foarte bine. Pare o mașină care a fost întreținută. 1.4 mph, țiplă, super. Chiar sunt curios dacă e într-o stare originală. Că oricum, solența aia bate așa un pic cu anul ăsteia. Dacă era Nova puteam să o suspectez că era din zona aia. Da, asta e una din mașinile cu care au crescut românii până la urmă. Dar tot respectul, arată foarte bine acea mașină. Este, ar fi de filmat așa ceva și sunt foarte conectat cu acea mașină. Pentru că am avut Nova. Nu Supernova sau Solența. Dar am mers și cu o Solență din aia foarte mulți ani. Avea un amic una și am avut o întâmplare haioasă când amicul meu a întors pe dublă continuă și l-a pedepsit soarta și s-a vărsat dita mai Putina de brânză și nu cred că mai scos mirosul ăla niciodată. Dragilor, asta a fost prezentarea, sper că v-a plăcut și cu siguranță e o mașină pe care nu mă așteptam să o filmez și a fost o întâlnire interesantă pentru că eu am venit să filmez acel Jaguar care e undeva în halele din spate și fiind aici ziceai să-ți arăt ceva și face vezi ceva interesant și eu mă uitam, căutam, zic ce s-a întâmplat pe acolo și văd așa undeva în spate, într-o lumină difuză cum e soarele ăsta din nori, o multitudine de pungi din astea de protecție pentru vopsitorie și o siluetă roșie de desubt. Și la un moment dat când s-a aprins lumina și a tras odată așa ca la o dezvelire, zici că eram la lansarea modelului S-Class Coupé, adică a fost un impact vizual exact ca și cum aș fi prezent la un eveniment de marketing făcut de Mercedes Global. Și a fost așa, zic, wow, chiar mișto, pentru că mașina arată efectiv impecabil pe afară și să o vezi în modul ăla cu cum arată acolo mi se pare incredibil și da, foarte interesantă chestia asta. Și era perioada aia în care începuseră să nu mai exprime în litri rezervorul și are și, mă uit, care din ăsta de consum instant, ceasul clasic este deosebit. Dragilor, sper că v-a plăcut această prezentare, măcar mașina pe exterior, nu trebuie să vă fi plăcut ce am zis eu despre ea, măcar aveți ocazia să revedeți în viața voastră niște mașini care erau intangibile în anii respectivi. Adică să ai așa ceva în anii 90 în România, nou, cumpărat, trebuia să fii probabil țiriac sau... Că știi care e faza? Mulți care își permiteau genul ăsta de mașini erau niște țărani cordiți cu o felul de pesediși din aia, vai de mama lor, cum e ciola cu ăsta. Adică dacă îmi plăcea mie să spun și chiar consider chestia asta, PNL-ul este un partid de ospătari. Toți arată ca niște ospătari, doar că îmi dau seama că spunând chestia asta, eu jignesc o meserie respectabilă, pentru că oricât puțin, poate foarte puținor oameni dintre noi le-ar plăcea să fie ospătar. Adică e considerat ceva low level, știi? Dar dacă n-ar fi meseria asta, cum ar fi restaurantele fără cineva care să te servească? Fiecare meserie are rolul ei și nu trebuie criticați oamenii pentru asta. Dacă îmi zic partid de ospătar, mă refer la ăia, chelnerii aia, vai mama lor. Așa sunt ăia și acei oameni politici de pe vremea respectivă și din prezent sunt niște gherțoi, niște cocalari vai de capul lor de țărănoi care au prins un context, au niște cunoștințe și sunt acolo. Dar dacă îi scuturi un pic, sunt efectiv niște primate cu haine. N-au niciun fel de pricepere și e interesant să vezi toată chestia asta pentru că ei nu își permiteau aceste mașini, dar nu le înțelegeau. Asta este marea diferență. Și degeaba aveau banii să le cumpere pentru că nu aveau anvergura necesară să le înțeleagă și chestia asta se întâmplă și acum, când atât foarte mulți prezentatori YouTube sunt nepregătiți, unii sunt și agramați, sunt vai de capul lor,
dar nici lumea nu înțelege aceste mașini pe deplin prin tot ceea ce ele reprezintă. Și asta îmi propun eu să fac aici, să schimb niște lucruri. Așa că la mine nu o să vedeți niciodată ciocănele pe bord și de-astea cu un tablă. Adică nu așa se măsoară o mașină premium până la urmă. E vorba de multe alte aspecte culturale care sunt asociate acestei mașini. Până la urmă, gândiți-vă că într-un sedan S-Class din ăsta cu armură, cu protecție, Helmut Kohl a reconstruit Germania. Adică e mult mai mult decât are nu știu câte sute de cai sau are de-aia șeful, șefilor S-Class și restul. Contează mult mai mult contextul în care au existat mașinile astea și ce oameni interesanți au trecut prin ele. Și unele au faimă mai bună, altele faimă mai rea, dar cu siguranță au fost făcute bine. La revedere!